Este vorba astăzi de revista Pe Uche, serie 9, numărul 12 și de volumul de contribuții Istropontica, studii și comunicări de istoria Dobrogei, actele sesiunii naționale de comunicări și civice Istropontica, Tulcea, 505 ani de la prima atestare documentară. Cum se putea mai bine, este alături de noi, ca la aproape toate manifestările Institutului de Cercetări cu Muzeale, domnul primar Constantin Hogea, la fel și colegii noștri, domnul dr. Victor Bauman și domnul Aurel Stănic. Având în vedere că este vorba despre o publicație care este dedicată orașului nostru, o să dăm cuvântul domnului primar. Da, cred că mă descurc și suntem și pune. Bună seara. Bună seara din nou. Am avut o zi plină astăzi de tot felul de evenimente care de care mai frumoase și mai interesante. Nu? Înțeleg că ceea ce dorim să vă prezentăm astăzi și cred că e vorba și de Uche, practic, este o informare la nivelul unor oameni care au o calificare super profesională în această zonă, o informare vis-a-vis de ce au însemnat orașul și aceste plaiuri ale noastre și această zonă a țării într-o anumită perioadă. Chiar am un tablou tot de la voi cu această imagine. Da? În opinia mea, orice efort care până la urmă vizează o perioadă dintr-o etapă a unei comunități trebuie salutat, trebuie apreciat, trebuie sprijinit, cu atât mai mult cu cât aceste documente practic este literă scrisă și o readucere a unei istorii în epoca contemporană pentru noi, pentru cei care sunt doritori să cunoască și m-aș bucura eu să fie foarte mulți tineri care ar vrea să pună mâna pe asemenea carte sau pe asemenea carte și să vadă ce e cu noi pe aici, ce s-a întâmplat cu noi, ce se întâmplă în ultima sută de ani sau nu numai pe aceste flyer, ca să știe și ei practic ce se întâmplă cu această comunitate tulceană mică, dar frumoasă, importantă, diversă și cu o încărcătură istorică extraordinară. Vreau să felicit pe toți cei care au... Este vorba despre colegul nostru Aurel Stănică și despre colegul nostru Cristian Micu, care au editat acest volum. Da. Păi nu rămâne decât să-i felicităm pe amândoi, nu pentru o osteneală, să le mulțumim pentru ceea ce ne oferă aici. Domnul dr. Bauman este și domnia sa aici. Evident că domnia sa este un gen de legendă via tot ceea ce înseamnă scrierile și, dacă vreți, documentele care tratează această zonă a țării. Ne-a oferit foarte multe cărți legat de ceea ce... Și sunt convins că o să ne ofere și în continuare. Noi îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ține cât mai mult lângă noi aici, ca să putem să ne exploatăm, măcar din punctul ăsta de vedere, al cunoștințelor și al efortului domniei sale, de a duce din straturile istoriei, iată ceea ce a însemnat comunitatea tulceană și dobrogeană. Felicitări și mulțumim pentru ceea ce ne oferiți în această seară. Mulțumim și noi pentru cuvintele frumoase. O să-l rugăm acum pe unul din responsabilii acestui volum să facă o prezentare, dacă este posibil, Aurel. Sper să mă audă colegii mei. Primul rând, aș dori să mulțumesc domnului primar, pentru că manifestarea din 2011 nu ar fi avut loc fără contribuția financiară destul de generoasă a primăriei municipiului Tulcea. La acel moment, în 2011, am constatat că există foarte puține date despre ceea ce înseamnă istoria orașului și ne-am folosit de acel prilej, pentru că se împlineau 505 ani, spuneam noi în acel moment, de la
prima atestare documentară a orașului Tulcea, să realizăm o manifestare științifică la care am invitat o serie de specialiști din țară care au preocupări în ceea ce înseamnă cercetarea istoriei spațiului nord-oprogean. Volumul acesta aduce și un element de noutate, în sensul că un studiu la Anca Popescu, cercetător la Institutul Nicolae Iorga, evidențiază faptul că la 1502, deci iată că în felul acesta coborâm un pic prima mențiune, cum o știam noi, a orașului Tulcea. Localitatea Tulcea, cum vă spuneam, apărea în 1502 ca fiind un has în sanjacul de Silistra. Asta însemna că era un sat care în acel moment, să spunem, este piatra de temelie a ceea ce a însemnat evoluția istorică ulterioară a așezării de aici de la Tulcea, știind faptul că a fost un centru economic foarte important în administrația otomană care controla Dobrogea la acel moment. De asemenea, sunt o serie de contribuții și pe partea de istorie cu referire la orașul nostru, inclusiv un articol care valorifică un tezaur de monede din aur, monede otomane descoperite în oraș. La fel, documente din arhivele Comisiei Europene a Dunării cu referire la orașul Surinam, documente care se regăsesc la arhivele statului din Galați. De asemenea, sunt studii care se leagă și de ceea ce înseamnă reglementările privind navigația aici la curile Dunării și cu referire oarecum indirecte și la orașul nostru. Am făcut așa o introducere, să spun pe scurt. Orașul Tulcea are o istorie foarte bogată, așa cum a specificat și domnul primar. Multe informații le cunoaștem și datorită contribuțiilor domnului Bauman, partea arheologică, care și aceasta vine foarte mult în sprijinul cercetării istorice. Punând în balanță cu un județ situat mai la sud, încercăm și noi să evidențiem aportul orașului și zonei de nord a Dobrogei la istoria națională. Pe coperta acestui volum este vorba de o imagine pe care am descoperit-o cu tot întâmplător într-o colecție privată. Este vorba de Tulcea la 1877-18 iunie. Este vorba de o litografie. Acel tablou a ajuns chiar și la domnul primar. O altă contribuție foarte importantă, zic eu, este și cea a domnului Bauman, care în volumul de față valorifică ceea ce a însemnat proiectul expozițional de organizare, reorganizare, de fapt, a expoziției de la Muzeul de Istorie și Arheologie. Așa, în linia și pe scurt, acesta este volumul nostru istoric, va fi o serie în care dorim să valorificăm contribuțiile altor colegi din țară care încep să-și aplece, să spunem așa, atenția și spre zona aceasta de la Gurile Dunării. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Și acum domnul profesor Victor Bauman, dacă vrea să ne împărtășească câteva gânduri, mai ales că a contribuit încă de la începutul seriei pe UCHE cu articole importante și a scris atâtea monografii importante pentru Dunărea de Jos, pentru Dobrogea, pentru județul Tulcea. Eu cred că te vorbesc tare, se aude? Da? Nu? Nu? În primul rând, m-aș gândi să pornesc de la faptul că acest spațiu este un câștig și vreau să punctez treaba asta pentru orașul Tulcea. Este un mare câștig faptul că putem să ne întâlnim
în momentele cele mai grozave în acest punct. Și nu numai noi. Toți cei care vor să aibă un moment de liniște, bine, în afară de liniștea de acum. Dar, într-adevăr, este un loc deosebit, când Tulcea avea nevoie. Mi-aducem aminte, eu mi-aduc aminte, fiind copil, că Tulcea avea cafenele și ceainării, care au fost distruse cam prin perioada 55-60. Dar eram cu ștandard destul de mare de acum și mi-aduc aminte de atmosfera din interior, că mai intram și noi, nu era interzis copiilor ca acum. Deci, pe vremea aceea aveam vreo 14 ani, eram la liceu, așa, și mergeam cu colegii, mai intram prin astfel de local. Și aduc aminte de atmosfera de acolo, care nu era o atmosferă, cum să vă spun, de bârfă, o atmosferă scandaloasă. Dimpotrivă, erau oameni care ori jucau în șah sau table, ori povesteau. Și povestirile acelea erau extraordinare pentru noi. Da, să revin acum la locul nostru și la evenimentul de astăzi. Dar iarăși sunt pe punctul de a vorbi din amintiri și știți că la anumită vârstă oamenii încep să trăiască din amintirile respective și eu trăiesc cu multe din aceste amintiri. Eu am venit la muzeu în decembrie 1970. La vremea respectivă, aici se năștea tot ce există astăzi din punct de vedere muzeistic. Aici, în această clădire, care arăta cu totul altfel, dumneavoastră ați apucat și perioada când era Muzeul de Științele Naturii, când toată zona aceasta de jos era acvariu, ați apucat. Eu, când am venit, acțiunea aceasta de tipărire a unei reviste era la început. În 1971 s-a lansat revista Peuche, cu partea de istorie, Peuche 2, care reprezenta studii și cercetări de istorie veche și arheologie. Ca să scoatem numărul următor de istorie, a trebuit să facem un colocviu. Și împreună cu domnul Gavrilă Simion, Dumnezeu să-l odihnească, căruia institutul poartă numele astăzi, am organizat acest colocviu, colocviu Deltei Dunării, gândindu-ne că acest colocviu va sta la baza lui și a tuturor revistelor pe care urma să le scoatem. De ce? Pentru că la vremea respectivă eram câțiva oameni. Eram trei oameni. Eu încă patru, pentru că numerele cu soții erau rezervate revistei de științele naturii, pe UC1, pe UC2, 3, 5. Pe UC5, de exemplu, a apărut în 5 volume la științele naturii. Dar cele cu soții erau rezervate istoricilor. Eram foarte puțini și ne gândeam că acest colocviu al Deltei Dunării va putea să ne furnizeze foarte multe articole și așa s-a și întâmplat. Sigur că baza a stat tot în noi, în cercetările pe care am început să le facem în teritoriu și teritoriul, într-adevăr, ne-a oferit generos multe, multe surprize pe care și astăzi colegilor mei le oferă din belșug. Ceea ce n-am putut să scoatem noi a fost periodicitatea aceasta a revistei. Nu întotdeauna aveam bani și nu întotdeauna puteam să edităm o revistă care să fie performantă, pentru că o revistă care nu e performantă
o scoți în zadar. Și o să revin cu lucrul acesta la revista pe care o scoate astăzi Muzeul de Istorie și Arheologie din cadrul liceului. La un moment dat, cercetările au fost atât de bogate încât urma să mai scoatem ceva. Și așa s-a născut Biblioteca Istropontică, o colecție care era rezervată numai la vremea respectivă când a apărut, numai monografiilor, lucrărilor monografice. Și ne gândeam în perspectivă la lucrări de doctorat, la monografii referitoare la diverse situri arheologice. Sigur că nu s-a respectat într-un tot lucrul acesta, dar în general, urmașii colegii noștri mai tineri au respectat și acest lucru. Începând cu 2003, timpul directoratului domnului dr. Florin Topoleanu, care e aici de față, s-a luat inițiativa periodicității revistei, de a scoate revista periodic, indiferent. Și aveam un exemplu bun. Exemplul era Muzeul din Constanța, care, indiferent de criza prin care trecea și trece și astăzi, și-a scos în permanență revista anuală. Deci, această periodicitate a început să respecte din 2003. Și astăzi suntem la numărul 12. Revista a ieșit și cu acest aspect, revista pe uche, vorbesc de partea de istorie și arheologie. Chiar culoarea s-a menținut, sau apropiate, nuanțe apropiate, dar lucrul acesta înseamnă foarte mult. Revista este acceptată de asta dată, și asta au făcut colegii noștri tineri, așa, special domnul director Micu și împreună cu domnul director Topoleanu la vremea respectivă. Deci au ridicat nivelul revistei, un lucru pe care am impresia că ați colaborat, nu? Da, cred că toți trei ați colaborat la treaba asta. Deci, a fost o gașă, da, sigur, da? A ridicat nivelul revistei. Revista fiind acceptată la nivel european. Nu știu dacă internațional, dar la nivel european. Ceea ce înseamnă un lucru foarte mare. Desigur că...